Bătrânii copacii din Parcul Tineretului din Craiova sunt transformați în adevărate opere de artă. Arborii au luat diferite forme, de la găleata suspendată, chipul unui bătrân și până la fructe. Artistul este un inginer silvic ce va pune în valoare peste 20 de pomi. Artistul Gabriel Rizea vine zilnic la muncă în Parcul Tineretului din Craiova, acolo unde, dintr-un copac bătrân ce a fost tăiat, a realizat o găleată suspendată. Craioveanul a renunțat la meseria de inginer silvic pentru a-și urma visul, acela de a deveni sculptor. Sunt copaci uscați care s-au uscat aici în muncă și mai sunt de 20 și ceva de bucăți în măsura timpului și am o colaborare cu Rea de PFL-ul. Eu zic că într-un an să pot să-i fac pe toți. De tot, văd că mai este și în spate și cel din spate o să intre. Da, sunt în lucrare. Sculptorul ăsta a fost unul care a plecat de la vânt, l-au tăiat, l-au lăsat așa. E plină lunga, sunt efra, sunt și stăjea, sunt esențe tari, sunt bune de lucru, mai greu puțin de lucru, sunt folosite niște lanțuri speciale, vidia ca să taie. Consumă multă benzină și toacă lanțurile. Inginerul Silvi Gabriel Rizea susține că a decis să facă totul din pasiune. Localnicii sunt încântați de operele artistului. Este un lucru foarte bun, un lucru normal. După cum ați văzut și dumneavoastră, toate parcurile din Craiova sunt igienizate. Sunt înainte, aici era o sălbăticie și acum sunt într-adevăr lucruri frumoase. Parcurile sunt foarte aglomerate, lumea foarte mulțumită de... ați văzut și dumneavoastră, foarte aglomerat și de după masă înainte, nici nu-i chem nu găseai pe cineva. Și sunt lucruri bune care s-au întâmplat în Craiova. Și faptul că transformă acești copaci bătrâni în adevărate opere de artă și lumea exact. Se uită. Și înlătură pericol. Ne plimb cu bicicleta, cum suntem noi în parc, și la un moment dat scade un vras sau un lemn uscat în cap. Deci e un lucru foarte bun. În anul 2015, Gabriel Rizea și-a făcut un adevărat muzeu în fața casei. Tot cu ajutorul drujbei a sculptat copacii de pe strada pe care locuiește.